Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre agricultură, despre industria alimentară, dar pentru că există această sintagmă de la fermă la consumator, astăzi, pentru că este ultima emisiune din acest an, ne-am propus să vorbim mai mult despre farfuria consumatorului. Ca să nu fie niciun dubiu, ne întoarcem cu emisiunea Rural anul viitor, în ianuarie, dar acum suntem, cum spuneam, iată, în apropierea sărbătorilor. Dincolo de sărbători, vorbim, cum spuneam, despre mâncare sănătoasă, dacă putem spune așa, mai mult sau mai puțin. O să vedem reperele alimentației împreună cu invitatul de astăzi. Mă bucur că în studioul RFI este domnul Cristian Mărgărit, consultant în nutriție. Bună ziua, domnule Mărgărit! Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Spuneam mai devreme că astăzi vrem să vorbim mai mult despre farfuria consumatorului. A spune că avem farfurii diferite, cu meniuri, cred că pentru toate gusturile. Și sigur, o să vă rog de-a lungul discuției noastre să aveți și o abordare care pleacă undeva din spate, de la fermă, cum ar veni, de la producător. Dar haideți mai întâi să ne uităm în farfurie. Ce vedem în farfuria românilor? Din păcate, în farfuria românilor vedem foarte multe alimente nesănătoase. Chiar dacă anii 90 ne-au tulburat foarte tare, în același timp ne-au dat și ocazia să ne educăm. Există cele două trenduri, un trend al oamenilor care aleg, care mănâncă din ce în ce mai sănătos, care se informează, care își gătesc în mod sănătos, care își caută sursele, apropo de ferme, de microferme, de producători locali. Și din păcate există și o mare parte a populației din România care este victima lipsei de educație, care este victima bugetului foarte redus. Contează și bugetul, nu? Contează enorm bugetul. Dacă ne uităm, nu neapărat în farfurile oamenilor, că e mai greu să ajungem la fiecare în casă, dar ne uităm în coșurile de la supermarket. Corect, iată, avem un reper acolo. Da, alegerile nu sunt neapărat cele mai bune. Și mai tragem cu ochiul uneori la coșurile, așa, parcă din reflexul profesional. Prin prisma ocupației, da, eu trag cu ochiul. Sigur că eu am și informații despre ce mănâncă oamenii în mod obișnuit. Deci la noi, repet, a existat înainte de 89 acea perioadă, hai să-i spunem, de precaritate, deși oamenii erau mai sănătoși și mâncau mai bine, chiar dacă nu se găsea nimic, cum e acea glumă. După care anii 90, unde a fost dezastru, știm foarte bine, și ușor, ușor au început să apară și alimente de calitate, în principal de import. Dar în ultimii ani deja sunt producătorii români, așa cum spuneam, care aduc pe mesele noastre alimente bune, aș zice. Okay, adică alimente care nu respectă neapărat principiile economice, ci respectă principiile nutriționale. Da, spuneți, da, un pic mai scumpe, un pic mai greu de produs, mai puțin constante, deci poți să iei o bucată de carne și să fie diferită de la o săptămână la alta, dacă e de la o măcelărie, hai să spunem, artizanală sau de la o microfermă, la fel cu fructele, legumele, dar ăsta este un lucru pe care ni-l asumăm atunci când suntem un consumator avizat. Știm că nu au cum să fie sortate dacă le iei de la o bătrânică sau de la o fermă românească locală și mai ales când le iei în sezon. Sigur că vei lua ce s-a produs în acel sezon. Deci, până la urmă, trebuie să învățăm că standardele, adică nu sunt neapărat cele mai bune. Adică, dacă luăm un aliment sau un fruct care e la fel totdeauna, nu înseamnă că e o mare calitate, nu? Ele pot nu fi înseamnă spuneți, neapărat, diferite, nu? Exact. A trecut printr-un proces de sortare, probabil este produs în niște condiții foarte bine controlate, dar mai ales pentru plante, această producție în condiții foarte controlate nu este neapărat și utilă pentru noi. De exemplu, fructele de pădure sau fructele în general, dar și legumele, produc mai mulți antioxidanți atunci când sunt stresate, atunci când sunt expuse la intemperii, la dăunători. Deci, e o realitate sau e un mit aici? Că uneori, poate unii dintre noi pot să creadă că sunt micile povești ale biologilor sau nu. Nu, este demonstrat științific. În același timp, cei care vor să mai cultive și la anul, deci firmele din domeniu, operatorii economici din domeniu, își doresc o producție constantă, previzibilă, o calitate previzibilă. Deci sunt două lucruri pe care încercăm cumva să le echilibrăm atunci când alegem cu portofelul la supermarket, pentru că asta facem până la urmă. În ultimii ani, cei drept, au început foarte mulți dintre producători să-și creeze microcanale, să spunem, de distribuție,
livrări, site-uri, comenzile care se fac, coșul cu legume și toate celelalte. Deci, atât că observăm o dezvoltare totuși și o posibilitate a consumatorului, a noastră, de a alege dintre nenumărate variante în ziua de astăzi. Aici aș face prima remarcă, și anume, deci când vorbim de mâncare sănătoasă, atât cât poate fi ea, sau cât mai sănătoasă, spuneați că am putea să ne orientăm către producătorii locali, către micii sau, mă rog, cei care produc local, în condiții bune. De acord, întrebarea e, noi ca și consumatori am putea să controlăm felul în care ei produc, adică ne putem duce la fermă să vedem că nu dau cu, nu știu ce, cu o substanță sau alta, ar fi ideal să facem așa, să încercăm? Ar fi ideal să fim cât mai apropiați de furnizorul nostru de mâncare. Nu știu dacă fiecare dintre noi poate să ajungă la fermă sau în grădini. Eu am făcut asta și fac asta, evident. Da? Merg, îi vizitez, discut cu ei. Sigur, nu poți controla tot ce a făcut, dar măcar înțelegi viziunea omului, filozofia lui de viață, pentru că sunt mulți oameni care au renunțat la viața de oraș și au devenit mici agricultori, mici fermieri. Aceștia au venit totuși cu niște principii destul de sănătoase, care, repet, trebuie îmbinate cu cele economice. Nu ai cum să susții un business, să, repet, cultivi și la anul sau să crești animale și la anul dacă nu ești eficient din punct de vedere economic. Deci da, în principiu fiecare dintre noi ar trebui să cam știm care este traseul alimentului nostru de la sămânță, să spunem, dacă vorbim despre vegetale, până la farfurie. Există și companii care îți oferă ele această trasabilitate și chiar îți spun, uite ce facem, sunt companii care organizează vizite pentru clienți, celebrul drum al laptelui, o mare companie de iaurturi făcea acest lucru, vedeai de unde pășteau văcuțele, cum se mulgeau și mă rog, puteai să vizite și asta era deschisă pentru oricine. Deci iată că acești pași și anumite companii le-au făcut. Într-adevăr, apropo de anii 90 și lucrurile prin care am trecut noi ca societate, românul a rămas, n-aș spune chiar paranoic, dar a rămas foarte sceptic și crede în continuare că toată lumea îl minte, că cineva pune ceva în mâncare să ne... Există, da, o serie întreagă de conspirații legate de mâncare, da. Din păcate, lucrul ăsta se pare că este undeva aici în Estul Europei, unde ne credem foarte importanți și ni se pare că toată lumea are ceva cu noi, mai puțin prin alte părți. Adică în vest aceste lucruri s-au cam discutat, s-au cam negociat de-a lungul zecilor de ani. Exact. Nu? Și bineînțeles, fiecare într-un final rămâne cu părerea lui și... Revin, votează cu portofelul, adică face alegerea respectivă la supermarket. Paradoxul este că cei care sunt conspiraționiști, care sunt cei mai sceptici, care au impresia că toată lumea vrea să ne otrăvească, cineva pune intenționat euri în mâncare să ne facă infertili sau toate celelalte nebunii, aceștia sunt cei care mănâncă cel mai nesănătos. Adică dacă îi urmărești în viața privată, de fapt, ei caută doar un motiv să-și justifice delăsarea, viciul, știu eu, lipsa de... disciplină atunci când mănâncă ceva. Deci nu sunt neapărat oamenii care și mănâncă sănătos sau oamenii care fac alegerile corecte. Ați vorbit despre anii 90, spuneați că atunci a fost un, dacă termenul e corect, parcă aproape un dezastru alimentar. Da. Cum l-ați caracteriza? Acele importuri care au venit din toate părțile și care i-au prins pe consumatorii români nepregătiți în sensul neinformați, cam așa am putea să spunem? Odată că ne-au prins neinformați, pe de altă parte s-au adus produse de foarte, foarte slabă calitate, s-au adus tehnologii evident învechite. A fost acea perioadă. Eu în acea perioadă, culmea, vacanțele mi le petreceam la țară, deci am și săpat porumb, am cules porumb, am săpat floarea soarelui, adică, mă rog, nu la nivel neapărat industrial, să spunem, dar părinții mei... Da, părinții mei m-au pus să fac aceste lucruri tocmai pentru a vedea cum se produce mâncare. E foarte important, cred, această educație pentru copii. La noi această educație a trebuit făcută nu la nivel de societate, timp de 30 de ani. Să vedem cum se produce mâncarea, să înțelegem efortul fermierilor, al producătorilor, să înțelegem că e muncă, pentru că, evident, cineva care stă la oraș vede doar că se scumpesc. Și spun, da, de ce costă atât? Păi, du-te, stai un an, de exemplu, pentru brânză, nu să faci un ciclu întreg, să ajungi să și mulgi animalul respectiv și să faci o brânză, să vezi că nu cred că o dai nici măcar la prețul pe care
îl vezi tu în piață sau în supermarket, pentru că munca este foarte grea și în continuare producția de alimente sănătoase presupune această muncă fizică. Cu toată evoluția tehnologică, deocamdată nu avem roboți în toate domeniile să facă aceste lucruri. Cu laptele lucruri. Trebuie să vă întreb ceva, că a făcut o afirmație ministru, de asta o salutăm și pe Mihaela Gherghișan, colega noastră corespondentă RFI România la Bruxelles. Bună seara, Mihaela, mulțumesc pentru prezență, sper să ne auzim, să ne vedem. Bună seara! Bună seara! Imediat venim la tine, dar vreau să-l întreb pe domnul Cristian Mărgărit, reamintesc aici în studioul RFI, consultant de nutriție, domnul ministru al agriculturii a avut recent o expresie tare și anume laptele care n-a văzut vaca. Avem și astfel de situații din câte știți? Nu avem astfel de situații deci din câte știu. E o exagerare politică un pic, nu? Sau... Da, este o exagerare din punctul meu de vedere. Sigur că ea răspunde unei predispoziții sau așteptări a oamenilor și s-a considerat probabil că acești oameni vor să audă din nou aceste mituri. Din câte știu eu, cel puțin pe la firmele mari, laptele este lapte, chiar firme mari care operează în România multinaționale folosesc peste 90% lapte românesc, adică toate acele mituri că se pune altceva în lapte sau că ar proveni din lapte din praf. Import, sau, așa că vine din import, import sigur sau... că din import sigur că poate că să vină, da? Suntem în Uniunea Europeană. Asta ar fi trebuit să fie niște avantaje pentru noi, nu dacă puteam concura cu ei, adică să avem anii 90 cu dezvoltare, nu doar cu dezorientare. Ca o piață, spuneți, da. Da. Mihaela Gherghișan, te rog, spune-ne cum gestionezi această situație uneori complicată pentru consumatori, și anume să alegem alimente, să le spunem, relativ sănătoase sau cât mai sănătoase posibil. Ne uităm la etichetă, ne uităm unde se produc, spunea domnul Mărgărit mai devreme. Cum vezi lucrurile? Da, ne uităm la etichete atât cât le putem crede. Deci, într-adevăr, Comisia Europeană a obligat toate statele pe vremuri să aibă această trasabilitate și etichetare corectă, dar știm bine că piața alimentației e dinamică și că nu se ține mereu pasul cu noi aditivi, noi așa. Pe de altă parte, există această dorință veche de 20 de ani de a mânca din ce în ce mai sănătos și atunci, trecând pe la un nutriționist care îți mai face și niște analize de sânge nerambursabile de Securitatea Socială și care ajung în Belgia și până la 400 de euro, aflăm că, de fapt, mai trebuia să mănânc mai mult pește sau mai multă brânză sau, din potrivă, trebuia să elimin total brânza și să mănânc, să stau în cap în timp ce beau apă, înțelegi? Da. E și o masă paralelă a medicinei care se dezvoltă, sunt nutriționiști, dai cu piatra într-un câine în Bruxelles și lovești un nutriționist. Dar lăsând la o parte, e adevărat aceste dacă vrei, accidente de parcurs, e adevărat că consumatorul este, că virgulă, consumatorul din ce în ce mai conștientizat sau, eu știu, sensibilizat la problema hranei corecte și sănătoase, că se privilegiază lanțul scurt acolo unde este posibil, mers direct la fermă, mers direct la producător, asta se încearcă cel puțin, pentru că acolo ai cât de cât o siguranță alimentară, dacă vrei, că vezi persoana care a produs, vezi gograda lui, vezi label-ul de calitate pe care fermierii serioși îl au în ziua de astăzi și pe care îl pot prezenta fără niciun fel de problemă. Dacă spuneam mai devreme, deci, cu domnul Mărgărit, da, dacă e timp și dacă consumatorii au posibilitatea, evident, să facă aceste lucruri despre care că unii dintre e noi de mai avem și altă treabă. Da, e o problemă de organizare. Știu că noi am mai vorbit despre asta și spuneam că în vestul Europei, cel puțin, unde ai autostrăzi aglomerate, trafic foarte mare până ajungi acasă de la serviște în Puști, dar trebuie să ieși copiii de la școală, că altfel sună doamna la poliție și ții ei de acolo. Când, doamne, iartă-mă să mai dai fuga să iei puiul de la fermă împreună cu ou. E adevărat, dar să știi că pandemia a schimbat multe lucruri. Oamenii lucrează din ce în ce mai mult de acasă, în meserii din ce în ce mai nebănuibile că ar putea lucra de acasă și timpul se organizează altfel. Plus că nu mai e numai femeia care face, înțelegi,
Deci e o problemă de organizare și până la urmă o grămadă de oameni reușesc să o facă, totul e să ai adresele bune. Bun, Cristian Mărgărit, mă întorc la dumneavoastră, eurile despre care vorbim, am văzut că interpretarea e că unele dintre ele nu sunt chiar atât de nocive precum am putea să credem. Sunt un rău necesar sau nu neapărat? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile, sigur? Hai să lămurim întâi ce sunt aceste euri. Deci ele sunt euri. Euul acela vine de la faptul că sunt o categorie de substanțe, de aditive alimentari, care sunt permiși. Aceste substanțe sunt permise a fi puse sunt în mâncare. Sunt substanțe alimentare. Exact, de aceea au primit un, așa zis, număr E. Sunt înregistrate pentru că, cel puțin la momentul înregistrării, exista un dosar, să spunem, de siguranță destul de bun. Adică nu apăreau ca fiind evidente efecte negative. Deci nu au fost considerate dăunătoare. Singur că de-a lungul timpului, despre anumite substanțe de pe această listă de aditive alimentari, euri, au apărut informații că ne fac rău. Și au început ușor, ușor să fie scoase. Unele au început să fie scoase de către producători la presiunea consumatorului și a media, altele au fost scoase, evident, de pe listă interzise de către autoritățile europene pentru că dovezile erau foarte solide, foarte serioase. Deci eurile, în general, nu sunt periculoase. De exemplu, vitamina C are număr E. Da? Carotenoizii au număr E. Deci foarte multe substanțe au și număr E. Foarte multe substanțe, sigur, au și o denumire științifică. Și de aceea când cineva citește o etichetă și s-a propus acel mit că dacă nu știi să citești sau dacă bunica nu știa să citească acel nume de substanță, înseamnă că nu e bună. Nu este așa. Da? Nu este așa. Dacă nu suntem pregătiți în domeniul chimiei sau chimiei organice sau chimiei alimentare, nu ne abținem. Exact. Pentru că acidul ascorbic este vitamina C, da? Nu are absolut nicio problemă. Acidul citric se găsește în fructe, acidul malic, da? Și tot felul de astfel de aditivi. Sigur că anumiți aditivi de sinteză, inclusiv cu număr E, sunt periculoși. Acum există acele avertizări și o să dau un exemplu din cealaltă parte. Vă rog. Unde pe dulciurile destinate copiilor, acadele, de exemplu, coloranții albastru, verde, au această precizare că pot da tulburări de comportament la copii. Deci iată cât de periculoasă este acea substanță. Dar repet, există o gamă întreagă de substanțe, de la unele benefice bune, adică e bine că sunt în mâncarea noastră adăugate, aduc un plus, altele neutre și unele sigur cu aceste efecte secundare. Efectele secundare sunt diferite de la o persoană la alta, pot fi sau nu cumulative, adică dacă tot mănânci, se agravează și, bineînțeles, pot interfera cu alte substanțe sau componente alimentare sau chiar cu metodele de gătit, da? Cum ar fi nitriții. Dacă iau o carne cu nitrit, ea arată foarte bine, dar dacă o pun pe grătar, risc să produc mai multe nitrosamine, care inclusiv EFSA ne anunță că sunt cancerigene. Deci iată că discuția este ceva mai profundă decât să citim eticheta, să nu înțelegem ce scrie acolo, ceea ce este un semn de fapt de lipsă de educație, nu este un semn de, nu știu, erudiție în niciun caz, că nu știi ce înseamnă acid ascorbic și ce efecte are. Și de acolo, evident, mergem mai departe și alegem, repet, fiecare cum considerăm, cum știm, cum cunoaștem. De asemenea, putem folosi numărul de aditivi ca pe un indicator că produsul respectiv este ultraprocesat, că ar putea să aibă ingrediente de slabă calitate și această calitate slabă trebuie ascunsă cu niște coloranți, cu niște arome, cu niște potențiatori de gust. Deci, da, mitul este parțial confirmat, dar cel mai bine ar fi să știm ce înseamnă acele euri. Ca regulă generală, da, să spunem că evităm alimentele cu foarte mulți aditivi, dar dacă vrem să intrăm în detalii, putem alege și alimente care au euri, care au aditivi, care să fie benefice. Bun, ați atins o temă, ați spus un cuvânt magic al momentului, sigur nu pentru că suntem de sărbători, și o să mă duc un pic spre Mihaela Gherghișan, e vorba de carne. Avem acum de la conspirații care ne spun că nu trebuie să mai mâncăm carne, până la specialiști care ne spun că putem mânca liniștiți carne, sigur, în niște proporții rezonabile și în anumite, sigur, condiții de, eu știu, de lucru. Și atunci, cum vezi această temă a
cărnii Mihaela Gherghișan, ca să nu mai iau un calcul și imediat închei, că ni se spune că poate în 10, 15, 20 de ani vom face carne sintetică, să zic așa. Te rog. Păi, cred că există deja, nu? Și oricum, dacă nu există... Există, da, ai dreptate, există, corect. Te rog, scuză-mă. Tu știi că eu am mai glumit în emisiunea asta cu filmul celebru francez, Lelu Lacuis, în care Dauphiné și Coluche se introduc noaptea într-o uzină în care un mare patron de restaurante de autostradă făcea totul din plastic și aveai carne, vin era din petrol, salată și așa mai departe. Ei, fiind mari gurmanzi, se uitau și nu le venea să creadă, iar ăla la televizor în paralel se lăuda că mâine eu voi hrăni întreaga Franță. Și de fapt a fost un film premonitoriu, făcut prin anii 70. În ziua de astăzi nu știm ce mai mâncăm. Și atunci, dacă combini și cu restul de probleme ecologice, nu-i așa, că nu e bine să mai ținem animale, că fac, că trec, în acel moment ne dăm seama că, de fapt, pardon, mi se închisese telefonul, ne dăm seama că, de fapt, pe de-o parte nu e bine să mâncăm carne pentru că poate nici nu mai e carne și, pe de altă parte, pentru că poluăm foarte tare planeta, nu-i așa? Da. Cât din aceste informații sau, dacă vrei, discuții de societate, ca să nu le zic mai urât, ajung la consumatori, destul de multe ajung la consumatori, mamele tinere care încearcă să creeze așa zisele mese echilibrate. Și aici vine un alt business, iartă-mă că divaghez un pic, dar e foarte interesant, poate dau cuiva vreo idee. Te rog. Aici vine un alt business, nu știu dacă există în România, în orice caz s-a lansat în Belgia de vreo 2-3 ani foarte puternic, se cheamă Hello Fresh. Hello Fresh-ul ăsta nu e sucul ăla fresh de care ți-l dă doamna când presează lămâia, nu? Fresh-ul este, adică, hello, cum ar veni, prospețime. Okay? Și în baza unui abonament, există o firmă care trimite acasă o cutie, așa, o dată de două ori, de trei ori, de cinci ori pe săptămână, cu diferite rețete, totul este foarte, foarte proaspăt și se pare că asta prinde foarte tare pe lângă belgieni și pe lângă francezi, pentru că nu numai că mănânci proaspăt și echilibrat, că astăzi un pește, mâine, eu știu, o salată fără carne, poi mâine o mică cărniță, dar pe lângă multe legume sau așa. Deci nu doar că se mănâncă echilibrat, cel puțin așa se crede, dar că se gătește împreună în familie. Pentru că vine cutia aia seara la 7. Ca să înțelegem, Mihaela, cutia conține și niște produse, nu doar rețeta, nu? Ca să înțelegem clar aici la București. Bineînțeles, nu, deci ai trimit bucățica de pește, bucățica de zahăr, bucățica de ce mai fi, salată și ce mai ai nevoie pentru rețetă. Și toată lumea împreună, mai în timp de un sfert de oră, 20 de minute, hai, jumătate de oră, face acea rețetă și toată lumea o mănâncă. Ceea ce ne spui deci tu este că se schimbă obiceiurile alimentare și chiar și modul poate de a prepara mâncarea, da, nu? Da, dar că nu știu cât, nu-mi dau seama că n-aș vrea să mă avansez aiurea, pentru că nu-mi dau seama cât de aceste tradiții se pierduseră în vest. Deci nimeni nu mai gătea cu nimeni. Poate doar amorezații primele două săptămâni, chérie, on fait le café ensemble, dar asta era tot. După care se mergea McDonald's, preparate, semi-preparate, se băga o chestie în microunde pentru copii seara. Deci nu mai exista plăcerea de a tăia o ceapă sau un cartof împreună și a arunca într-o tigaie. Hai să vedem ceea ce cum noi românii facem. Da, da, exact, aici... Ceea ce noi românii facem, adică întotdeauna am gătit împreună cu cineva din casă, mai ales pentru că mi-era lene să o fac singură. Zbieram la cineva să vină să-mi taie măcar o ceapă, că mă ustură ochii. Deci mi se părea că e mare scofală să o pun pe firmea să-mi radă, nu știu, un morcov. Mai ales că a făcut nutriție la școală, că am băgat-o special în astfel de cursuri ca să știe ce face. Aici, aici e o temă interesantă. Stai un pic, Mihaela, să venim la București, aici în studioul RFI. Reamintesc, Cristian Mărgărit este cu noi, consultant în nutriție. Deci odată, un copil, un tânăr, un adolescent a făcut nutriție la școală și doi, Hello Fresh, există avem și în noi, România, da. Nu? Probabil, dar mai pe scară un pic, poate mai puțin largă, se numește poate altfel, dar principiu... Păi piața dictează, dacă oamenii ar fi considerat că este nevoie de acest serviciu, probabil poate că s-ar fi crește, dezvoltat poate mai va mult. Crește, există, da. Există și pe bază de abonament, există și cu mâncare, hai să spunem, semi-preparată, ți-o curăță altcineva, ți curăță cartofi, să spunem altcineva, sau stai ceapă, altcineva vine gata tăiată. Există și cu mâncare gata gătită. Sigur, sunt la început,
prețurile sunt, evident, mai semnificativ mari, mari, oamenii în continuare preferă varianta, repet, cele două trenduri. Unii preferă să-și cumpere ingredientele să-și gătească sănătos, alții se refugiază în continuare în fast food, în junk food, în alimente nesănătoase. Dar nutriție la școală? Lecții sau, mă rog, cursuri de nutriție? Da, este foarte interesantă discuția și toată lumea își imaginează că, într-adevăr, da, ăsta este pasul pe care trebuie să-l facem cu toții și da, evident, copiii trebuie educați și în acest domeniu. Problema este alta, dacă, apropo de învățământul din România, cine face programa respectivă? Pentru că aici este o întreagă discuție. Vedem că există diverse trenduri în medicină, diverse trenduri în nutriție, diverse trenduri în alegerea personală, apropo de vegetarieni, vegani, unii vor mai multă carne, unii vor mai tradițional cu porc. E, și atunci, ce le spui copiilor? Cum concepi această programă? Cum dai această informație? Astfel încât să fie imparțială. Pentru că, hai să dăm două exemple. Dacă în alcătuirea acestei programe, bineînțeles, cu toate bunele intenții, sunt implicate niște companii din domeniu care sponsorizează, să spunem, un astfel de program sau îl ajută, nu? Ne punem întrebarea, acea companie, sigur, va influența conținutul, da, programei, nu? Dacă în acele comitete și comisii, să spunem, care fac aceste programe, sunt în ele și membrii care, de exemplu, sunt vegani. Da, vor direcționa un pic către preferința, da, lor. Și aceste persoane au de obicei această calitate de a dori să impună tuturor alegerea personală și să-i considere pe ceilalți sub oameni. Vedem că e la moda asta pe plan mondial. Cine nu face ca noi, nu crede ca noi, nu vrea ca noi, trebuie obligat să creadă, să vadă, să facă așa cum facem noi. Bineînțeles, o direcție complet greșită. Deci, sigur, educația nutrițională pentru copii este foarte, foarte utilă, ne-o dorim cu toții, dar din păcate în România nu ține problema alimentației copiilor de educația nutrițională a copiilor, ține de educația nutrițională a părinților, de posibilitățile părinților, și aici consider că un plan mult mai bun în care trebuie apăsat sau unde trebuie apăsată pedala un pic este acea masă caldă la prânz la școală. Pentru că degeaba educ eu nutrițional un copil dacă o masă caldă care însă trebuie să conțină lucruri, da, sănătoase, care se poate face ușor, da, cu alimente de bază, știm ce au nevoie copiii, s-ar putea face o masă caldă adevărată, deci nu cornul și laptele, acea nenorocire care a ținut loc, care ne-a ținut pe loc și a ținut loc de un program și un proiect mai serios. Sigur, și aici intervine iarăși discuția economică, discuția politică. A avut un rol al lui, poate, na, să spunem. A avut un rol al lui, rol a fost un pas. Acum e depășit, nu? S-a stat mult prea mult acolo. Acum există posibilitatea ca fiecare unitate, să spunem, teritorială să dezvolte, nu? Și acel parteneriat, o parte din buget de la stat, o parte din bugetul local. Firmele, producătorii, că tot vorbim de producători locali din, da, zonă, da? Vorbim inclusiv de companiile care nu sunt în domeniul alimentar, nu? Care vor avea peste 50 ani nevoie de angajați mai inteligenți, mai bine pregătiți, care s-au ținut de școală, nu? Și cred că implicând toți acești factori s-ar putea oferi acestor copii care acum merg nemâncați la școală, care din păcate abandonează școala pentru că nu au ce mânca, hai să o spunem pe față. Sigur că la Bruxelles sau în Londra sau în... Sunt mai puțini. Exact, sunt alte, da, probleme, e alt tip de societate. Eu spun ce se întâmplă la noi și cred că astea ar fi nevoile principale la noi. Că e ușor astea cu teorii, scheme, faci un curs, mai faci niște slide-uri, merge bine treaba în domeniul ăsta, adică nu e nicio problemă, dar se produce fum. Nu se produce, de fapt, mâncare sănătoasă, acea mâncare sănătoasă nu ajunge la copiii care au nevoie de ea, care au această nevoie, pentru că există un moment critic, fac o scurtă paranteză, sau mai multe momente critice în dezvoltarea copiilor, când este influențat inclusiv coeficientul de inteligență. Nu mai vorbim de performanța școlară, de imunitate, de dezvoltare fizică, de sănătate pe termen lung. Inclusiv coeficientul de inteligență este influențat de alimentația mamei în timpul sarcinii, evident, și de alimentația copilului. Adică nu ar fi niște bugete chiar atât de mari, pentru că se poate da o masă caldă copiilor, o masă de bază, hai să spunem, ca o masă de cantină, o masă
simplă, dar care să ofere acea nutriție de care copiii au nevoie. Da, cred că programele europene chiar încurajează. Am văzut undeva în politica agricolă comună, cred că și în PNS-ul nostru, în planul național strategic, au astfel de bugete, să le numesc. Trebuie să ajungă, sunt niște programe pilot, din câte știu, trebuie să se extindă, asta e ideea. Mă întorc la tine, Mihaela Gherghișan, deci iată, educație nutrițională, copii care trebuie să mănânce sănătos și să și învețe cum să mănânce sănătos, nu? Da, da, acum cel puțin în depinde de țară foarte tare. În Europa nu toate școlile au, nu toate tipurile de învățământ, dacă vrei, european, au inclus genul ăsta de chestii. Eu când am zis că fiimea a făcut nutriție în școală, este pentru că ea a făcut școala britanică. Și n-a făcut doar nutriție, adică nu a învățat-o doar care este aportul nutrițional al oului și că e singura care e și osmotic și neosmotic și că poți să faci bezele cu el. Asta mi-aduc aminte că era o lecție destul de complicată de a mea și că a venit cu ea la mine. Era un fel de chimie, dacă vrei, dar, mă rog, aplicată nutriției. Ei aveau la școală, aveau și laboratoare de gătit. Deci făceau, veneau acasă cu tot felul de prăjiturele și de mâncare. Ba chiar a dat și un examen în care a făcut cartofi umpluți. Nu cartofi, pardon, ardei umpluți. Ardei umpluți. Că au zis un plan național și eu m-am gândit, ce, Doamne, iartă-mă să-i zic, că nu o să apuc acum să roleze la sarmale. Și am pus să fac ardei umpluți și profesoara i-a schimbat, apropo, i-a schimbat rețeta, a zis, nu, hai să nu-i umplem cu carne și a umplut cu linte. Mă rog, era interesant, dar trebuia să-i cauți bine gustul. Deci, da, însă și ideea în sine de a înlocui un aliment cu altul, dacă vrei, poate să fie o idee. Dar în Europa continentală, cu excepția Poloniei și a Finlandei, sistemele de învățământ nu prea iau în considerare genul acesta de îngrijorări și na, nici chimie nu prea se mai face, dar minte nutriție, deci hai să o luăm pe-a dreaptă. Bun. Sunt într-adevăr campanii de, sunt într-adevăr campanii, nu-i așa, de educație a populației în general, plecând de la cei mai tineri și așa, și în Franța, și în Belgia, și în Germania, în Olanda, bineînțeles, sunt peste tot. Acum trebuie văzut cât sunt ele de urmărite și de urmate, pentru că populația acestor țări este foarte amestecată. Nu putem să mai vorbim astăzi despre olandezi, germani, francezi, așa. Deci totul e foarte amestecat, fast food-ul e foarte ieftin, oamenii cu mulți copii, mă scuzi, un meniu la McDonald's, 4 euro cu tot cu dita mai stacana de coca, na, e destul de... Na, pare economic, așa cum spunea domnul Mărgărit mai degrabă. Pare foarte... Da, și Ikea, stecul. Da, și stecul de la Ikea, nu știu cât costă în București, nici aici, de fapt, nu mai știu cât costă, că n-am mai fost să-l văd, stecul de la Ikea care costa 4 euro, adică ai un stec cu o farfurie plină de cartofi prăjiți, ceea ce numesc ei cartofi prăjiți, adică băgați în friteuz, și ți-l pune pe masă la 4 euro, păi, dar îți dai seama că era bătaie la cantină, deci nu mai puteai să cumperi un pat de câtă lume era la coadă la cantină la Ikea. Da. Și te gândești că toți acești oameni, vorba soră-mii, ajung după aia la mine, la urgențe. Da, și mai devreme sau mai târziu. Nu? Asta era problema soră-mii la un moment dat. Oamenii ăștia n-au gât. Eu nu pot să-i intubez, e groaznic. Și când am câte o matahară de 200 de kg pe masă, mă gândesc, Doamne, de ce nu le explică nimeni cum să mănânce? Păi aici asta e că ai adus o altă temă în discuție și am să rog și pe domnul Cristian Mărgărit să ne spună câteva cuvinte. Obezitate. Am văzut totuși că România, în statistici cel puțin, stătea bine, cred că continuă să stea bine în raport de alte state în materie de obezitate și vă rog să mai vorbim un pic și despre apropierea sărbătorilor, tradițiile, iată, carne, nu preparatele acestea tradiționale, le mâncăm, le evităm, am văzut opinii, mă rog, sau undeva să fim dacă nu cu acum, grijă așa. Dacă nu acum, atunci când. Nu? Okay. Deci trebuie mâncate, din punctul meu de vedere, rămân o legătură cu tradițiile noastre, rămân o legătură cu familia, trebuie să avem grijă la cantități, evident, să mâncăm mai mult prin a gusta decât prin a ne îmbuiba,
prin a elimina celelalte surse de calorii, caloriile goale, băuturile cu zahăr, de exemplu, cartofii prăjiți sau știu eu ce alte adaosuri, pâinea. Deci alimentele tradiționale pot fi mâncate, consider că e bine să le mâncăm, repet, și din motive nutriționale și din motive sociale și culturale, doar să avem grijă ce punem pe lângă. Acum pericolul mare pentru copii este cel al dulciurilor, deci de atunci când mergem undeva într-o vizită, mai bine luăm o ciocolată mai mică, dar de calitate mai bună, decât să luăm o cantitate mare de dulciuri de calitate proastă. Da? Deci cam spre asta ar trebui să mergem. Spre calitate și nu spre cantitate. Uh-huh. Obezitatea este o problemă extrem de complexă la nivel global. Acele soluții de tip legile lui Murphy, să mănânci mai puțin, să te miști mai mult, nu funcționează. Nu este aceea rezolvarea, deși pare foarte intuitivă și pare la mintea cocoșului pentru oricine, pe omul ăla trebuie să mănânce mai puțin, să se miște mai mult. De fapt, problema este mult mai complexă, are componentă genetică, are și componentă nutrițională, are și componentă culturală și componentă economică, pentru că, în mod evident, păturile care sunt mai puțin educate, care au posibilități financiare mai reduse, sunt mai predispuse la a mânca prost, la a pierde timpul și a fi mai sedentari și, evident, automat se vor expune și la obezitate. Problema este că această obezitate se transmite și epigenetic, deci la următoarele generații, predispoziția pentru obezitate, și atunci când vedem că un copilaș a început să ia în greutate și îl vedem că e mai rotunjor, situația este deja foarte gravă. Deci acele glume, acele râsete când vezi un copilaș mai rotunjor, părinții care se bucură că mănâncă bine, nu, un copil nu trebuie să mănânce cât un adult, un copil nu e bine să fie grăsuț, un copil trebuie protejat de către părinți în fața acestui asalt al alimentelor nesănătoase. Copilul trebuie protejat de zahăr și de dulciuri și de băuturile cu zahăr, copilul trebuie protejat de toate aceste făinoase, patiserie, etc. Copilul trebuie protejat de prăjeli. Copilul trebuie protejat de acei aditivi alimentari care dau dependență și îl fac să mănânce mai mult, cum ar fi aromele artificiale și potențiatorii de aromă. Este datoria părinților să protejeze acești copilași. Mediul în care ei sunt crescuți trebuie controlat. Nu-i poți impune unui copil doar verbal, nu mai mânca asta. Nici măcar adulții nu se pot abține atunci când sunt într-un astfel de mediu supranumit obezogen. Adică un mediu în care sunt multe calorii de proastă calitate la îndemână și un mediu care ne face mai mult să stăm pe scaune, copii acum foarte mult cu toate device-urile, stau la ecrane toată ziua, deci își pierd orele de somn. Deci, repet, problema obezității este foarte complexă, boala este foarte gravă, afectează din ce în ce mai mulți oameni la nivel global și generează cheltuieli uriașe în bugetele de sănătate ale țărilor, pentru că obezitatea este partea vizibilă. Avem bolile cardiovasculare, avem diabetul, avem accidentul vascular, deci sunt de fapt un grup de afecțiuni, de boli care merg împreună și care, repet, nu au doar componentă nutrițională, ci factorii sunt diversi de la genetic până la cultural. Să ajungem la, suntem la momentul concluziilor. Te rog, Mihaela Gherghișan, câteva idei scurte pentru concluziile tale despre, iată, ceea ce discutăm astăzi, alimentație sănătoasă și în măsura în care putem, în calitate de consumatori, să controlăm acest lanț de la producător la noi pentru a alege, să zicem, nu, că atât că putem alege alimente sănătoase. Te rog, te ascult, Mihaela Gherghișan, te ascultăm. Deci, într-adevăr, a mânca sănătos ține foarte mult de educația fiecăruia și când spun educație, adică de cât a fost, de gradul de expunere pe care a avut-o la acest mediu nutrițional. Cât înțelege din ce mănâncă, cum definește ceea ce mănâncă, cum își alege ceea ce mănâncă și cum. Este foarte adevărat, copiii dacă cresc într-un mediu, să le zicem, să-i spunem sănătos din punct de vedere al alimentației, n-ai nevoie să stai cu gura pe ei să le spui nu pune mâna, nu mânca. În primul rând, de ce ai tu lucrul ăla în casă? Adică e ușor să-i spui unui copil, lasă chip și aia din mână că te pleznesc. Dar cine a cumpărat chipsul ăla? Că n-a ajuns singur în bucătărie. Și dacă ți l-a adus un coleg care l-a uitat acolo, poți foarte frumos să-l pui la gunoi. Deci, e foarte importantă educația. Educația se face acasă, dar și părinții trebuie educați la rândul lor. Deci, eu una
pot să spun că nu am o educație corectă în această materie, pentru că nu am crescut și nu mi-am trăit tinerețea în această discuție, dacă vrei, care a apărut un pic mai târziu, științific un pic mai târziu, pentru că despre cât de bine trebuie să mâncăm, era întotdeauna cazul. Dar nimeni nu-ți explica ca lumea, cu, înțelegi, științific vorbind, dar și în același timp suficient de vulgarizare. Adică ca să și pricepem, că se spune, uitați, Adina, ori vorbeați, despre euri. Eu am înțeles că e ceva foarte rău, dar habar n-aveam de unde vine acel E. Ți se spune nu mai mânca aia, nu mai mânca elaltă, dar nu ți se spune de ce, sau nu ți se spune că poți reduce consumul. Când ți se zice nu mai mânca brânză, că nu, sau nu mai bea lapte, nu se mai bea laptele altei specii. Asta e o altă... Era, da. Nu mai știu dacă mai e acum, era un curent acum vreo 10 ani. Ai nasul înfundat pentru că bei lapte de vacă. O fi, mi-am perdiciată deci, să spun că... Au circulat multe idei, de unele chiar năstrușnice, deci, să spunem. Nu știu dacă poate că e adevărat, că știu că osteopații din Belgia erau foarte supărați pe laptele de vacă într-o vreme. Am înțeles. Pentru că ideea de a bea laptele altei specii, că e vacă, că e capră, că e, mă rog, și de aia se înfundă nasul. Nu, nici acum n-am înțeles cum, dar probabil există un mecanism, nu-l văd eu. Deci asta spun, eu am trăit educație, în lumea spui. Aceasta... Da, în care educația se făcea prin zvonuri și contrazvonuri. De foarte puțin timp lucrurile au început să se depăneze ca lumea și să vedem exact ce e adevărat, ce nu e adevărat și cât e de adevărat. Perfect. Și de-abia acum putem spera într-o educație a maselor, dacă e să zicem așa. Mulțumesc. Doar o părere scurtă, domnule, ca timp, Cristian Mărgări, pentru că suntem la final. Cum putem să-i premiem pe producătorii care credem noi sau care suntem siguri că fac o treabă bună? Cum spuneați, cu buzunarul, cumpărând cu portofelul de la ei, nostru, nu? Cumpărând de la ei și acceptându-le prețul și acceptându-le și erorile. Pentru că, evident, niște producători mici, niște producători locali care lucrează de puțin mai... timp, nu au cum să aibă rafinamentul, economia de scară, controlul calității, așa cum au firmele mari. Deci îi premiem fiind aproape de ei, cumpărând de la ei și acceptându-le și micile erori sau greșeli. Eu întotdeauna le scriu înapoi, aceste jumări nu erau făcute bine sau, știu eu, legumele respective ar fi trebuit să... De exemplu, la roșii să le culeagă un pic mai târziu, să scurteze, apropo de lanțul de distribuție, să scurteze, să culeagă roșiile mai târziu, să fie mai coapte, mai bogate, nutritiv. Deci, prin comunicare și prin această alegere, nu? Care arată că suntem, de fapt, alături de ei. Dar trebuie, repet, ajutați și cu informații, nu doar cu bani. Pentru că dacă îi dai bani și el îi folosește în continuare într-un mod greșit, nu este bine. Aici autoritățile, evident, că au rolul lor să-i ajute să respecte reguli din ce în ce mai stricte, până la urmă, nu, de calitate și de siguranță alimentară, pentru că și asta ne interesează. Mulțumesc pentru aceste idei interesante. Suntem la Rural, vă reamintesc, în studioul RFI aici la București a fost Cristian Mărgărit, consultant în nutriție, la Bruxelles, alături de noi, ca de obicei, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România, acolo la Bruxelles. Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim cu bine!